Îmi spun colegii mei că mai avem un tort din partea fanilor a grupului vostru. Mă ajutați? Ia, da. Te rog. Și tu, Blaze. Cred că sunt... Stai că se duce Blaze, stai. Grupurile, știți cum se mobilizează ei, mai ales de când au aflat că nu mai au voie torturi concurenții decât de ziua lor, trimit acum. L-ați mâncat pe cel de azi noapte? Da. Ai fost foarte surprinsă, nu? Da. De-abia te-a ținut acolo în cameră să nu ieși. Ce spuneai? Auzeai gălăgie, nu? În general îmi stric surprizele, toată viața mea îmi strica surprizele, dar fără să vreau, că îmi dau seama cumva, nu știu. Și acum, bine, era și o mare surpriză, așa. Oricum, nu mă așteptam la ce s-a întâmplat cu decorul, cu toate. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da! Vezi cum găleat. Știți de ce m-am amuz? Că nu pot să nu m-am amuz. Blaze a adus și găleata. Ok. Hai că facem așa. Asta înseamnă o emisiune live. Te rog, dă-i fetei florile. Hai. Cred că... Așa. Hai să și sufli. Vino cu ace. Un buchet de flori. Mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc. Suflă? Trebuie să sufle. Acum lasă florile jos. Hai că lasă florile jos și vino încoace. Da. Da. Aaaa, să nu dăm foc la casa mireasa. Așa. Mamă. Ți-ai pus dorința? Mi-am pus dorința. Ai pus dorința? Da, perfect. Pare rău că ți-am pus spatele. Mulțumesc. Hai să lăsăm un pic de parte. Nu te cred. Cosmina. Chiar dacă ne cunoaștem de puțin timp, să știi că îmi doresc foarte tare să fiu alături de tine, continuare, pentru o perioadă lungă de timp, dacă nu pentru toată viața. Am început să țin mult la tine într-o perioadă foarte scurtă, am foarte mare emoție acum. Respiră, am o criză. Așa. Vrei să fii logodica mea? Da, vreau. Bravo! Sărutul direct, cererea direct. Hai, dăm. Să fiți fericiți. Hai, așa. Dacă te descurci tu cu acest, trebuie să desfaci, Blaze. Doamne, ești normal, ești nebun. Am avut complici. Ești nebun. Am avut complici. Așa, hai să respirăm un pic. Haide. Perfect. Acum să-mi spui, la chestia asta te așteptai? Ia florile. Și dacă ar fi fost să mă aștept, nu mă așteptam nici de cum în emisiune. Nu mă așteptam. Ai ruși peste tot. Și tu? Atât de obiect și tu. Așa. Nu în emisiune, dar când? Uite, trebuia să se întâmple lucrul acesta cumva sau trebuia. Nu, e cu atât mai frumos cu cât se întâmplă în emisiune, pentru că odată că voi v-ați cunoscut aici, că povestea voastră a fost așa, că niciunul dintre voi nu vă așteptați, nici tu nu te așteptai să mai găsești pe cineva aici, având în vedere că n-ai intrat la începutul sezonului. Tu, pentru că știm toată istoria ta în emisiune, da. Ei, și cu toate astea, voi v-ați îndrăgostit, ați format un cuplu și cumva fanii voștri așteptau și cererea asta. Și e cu atât mai important cu cât e de ziua ta. Mi-am dorit foarte. Hai, zi ceva. Știți că vă aud, dar vă aud foarte bine, nu-mi dau seama de exact. Nu te așteptai, nu? Nu. Amin, Doamne. Da, și cu toate evenimentele acestui moment, cu Blaze care a intrat cu găleata, cu confetii care nu s-au desfăcut, Cosmin acolo. Exact. A căzut o artificie de asta, era să ia foc casa. Foarte mare. Da, dar... Asta e magia. Dar cumva a pornit totul de la cineva. E vorba despre Alexandra.
Alexandra care i-a trimis lui Alin acest inel. Și mi-am dorit foarte tare să fac. Alexandra, sora lui Alin, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună, Alexandra, spune-mi, lăcrimezi, ești emoționată? Bună ziua tuturor, tremur și acum nu pot să-mi depășesc emoțiile. Bună! Ce să vă zic, felicitări, m-ați făcut cea mai fericită. Să fie într-un ceas bun, să fiți fericiți, așa cum ați fost și până acum, să-mi redați zâmbetul pe o față. De atâtea ori de câte ați făcut, de când vă văd împreună, îmi cer mii de scuze, dar am foarte mari emoții și încă nu îmi pot stăpâni. Da, uite, uite, te ajută mami, te ajută mama. Doamna Daniela cu lacrimi noi. Cum sunteți, doamnă? Sunteți fericită? Da. Poate să plece unde pleacă, la Timișoara sau în Otra, chiar și la Hunedoara. Sunt foarte mândră de voi și foarte fericită. Să fie într-un ceas bun, încă o dată multă fericire vă doresc și să fiți voi așa cum v-am văzut până acum. Dom'le, dar eu parcă aș vrea așa să prelungim un pic sezonul cu încă 10 zile să-și depună și ea. Ce spuneți, copii? Oamenii ăștia mai au un pic și mă linșează, că dacă era cererea acum o săptămână, cine știe? Nu? Pot să spun și eu ceva? Te rog! Foarte repede. Te rog. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-ai scris de când am intrat, inclusiv prima scrisoare, nu uit, pe care mi-ai trimis-o în niște zile în care nu mă simțeam în tocmai cel mai bine. Mulțumesc că mă faci să mă simt, nu știu, primită în familia voastră și pentru toate atențiile pe care le-ai trimis și am emoții și nu mai știu ce mai zic. Cu mare drag, Cosmina, să știi că abia așteptăm să te cunoaștem. Și suntem cei mai fericiți cu totul și cu toții și tata și toată lumea, ești binevenită și abia vă așteptăm acasă pe toți. Da, da, Alexandra, toate ca toate, dar ce facem cu gazele? Gazele, mama, e și ea supărată, e tensiunea, s-o înțeleagă, că ea e mai bătrânică. Ei, și noi, nu e bătrânică, aoleu, că e cu, auzi, e cu 7 ani mai mare ca mine. Aveți 50? Tata că se ocupă el de tot, să știți. Se ocupă tata de tot. Doamna Daniela, sunteți liniștit acum? Perfect. Asta e, totul este bine când se termină cu bine. Asta a fost gluma mea cu gazele, că m-a amuzat foarte tare. Să fie într-un ceas bun, să fiți fericiți. Când nu vrea voi să... tuturor din casă, celor ce se căsătorești și multă, multă fericire. Mulțumim, lasă să ne vedem duminică. Gata, s-a terminat emisiunea de astăzi. Așa foarte frumos.